Sunt vremurile mai grele, pensiile sunt mici, salariile mici, locul din muncă nu. Și tot așa, și tot așa. Speranța de viață? Scade mereu. Nici pe afară nu mai merg treburile. Și cu ce? Cel puțin cu sănătatea e la pământ. Cum să mai trăiesc cu atâtea casă în cap? Cum să mai trăiesc? Ziceți. Medicamentele, banii, pensiile și așa mai departe. Păi cum să mai trăiesc? Spuneți. E ceva corect. Eu zic că așa este, nu? Nu putem să spunem că avem așa o viață bună deocamdată. În anul 2008, un vasluian trăia în medie 73 de ani, iar în 2010, 72 de ani. Descreșterea speranței de viață s-a adâncit însă în ultimii ani, mai ales pentru cei din mediul rural. În ultimii ani, în județul Vaslui, durata medie a vieții a înregistrat un ușor recul. Astfel, în anul 2011, durata medie a vieții în județul Vaslui era de 72,55 ani, în urban înregistrându-se valoarea de 74,4, iar în mediul rural 70,93 ani. Bărbații sunt cei care au cea mai mică speranță de viață. Aceștia trăiesc în jur de 68,59 de ani, în timp ce femeile